Cred că în sfârșit mama Andrei și-a dat seama de cine este Ionuț și cumva cred că este tare mândră de fica ei pentru că a avut fler și a intuit bine ce ar fi trebuit să facă. Vă dați seama ce ar fi însemnat. Andreea a primit acordul părinților și, nu știu, să fi fost genul acela de fată care se îndrăgostește repede și mama avea și acordul părinților. Gata, m-am mărit. Să explodeze așa, dintr-o dată, cu sentimente, cu tot ce era depus în această relație. Și să fi fost dezamăgită, să fi suferit groaznic, doar pentru că era cumva încurajată și împinsă de foarte multă lume să facă treaba asta. Eu o felicit pentru intuiția ei și pentru flerul ei. Sincer, nu foarte mult și-ar fi dat seama. Bine, mult și-au dat seama, dar mie mi-a părut rău că nu a înțeles-o familia atunci când a trebuit. În fine, ideea e că mama Andrei i-a trimis vreo 4 sacoșe, multe, foarte multe, de la fructe, afine, tot felul, ulei, ouă, nici nu știu să vă spun ce a primit, ca și cum ar mai fi făcut cumpărăturile încă o dată. Sper din suflet, adică cu siguranță este mult mai liniștită, pentru că am văzut-o că era fericită, era liniștită și sper din suflet, ca să-și păstreze energia asta bună cât mai mult timp, pentru că e tare frumos și ca atunci când este fericită.